Bună ziua, stimați prieteni! Mă bucur să vă revăd, dar mă întristez că ne vedem doar aici, așa, la Ministerul Agriculturii, la Guvern, la Parlament, cu probleme, mai noi nu ne ajungem. Noi suntem cei mai nemulțumiți. Important că toată societatea e mulțumită și îmi pare rău pentru societate, că nu înțelege aportul real al agricultorilor pentru întreaga țară. Dacă toți cei care trăiesc în țara asta cred că o companie transnațională o să aducă bani mai mulți la bugetul de stat, să se mai documenteze, mai ales cei care iubesc să scrie în privat și să scrie comentarii. Deci nu știu la ce să încep. Eu nu am atât de mult ani de activitate în agricultură, dar eu simt că dezastru tot se aprofundează, tot e mai mare și mai mare. Și nu văd cale de ieșire. Natura nu ține cu noi. Ministerul ăsta Agriculturii, care trebuia să ne apere interesele noastre, să ne creeze condiții, el apără, nu știu, cu interese. Cred că timpul le va arăta pe toate. Timpul știți cum. Le scoate toate la suprafață și o să vedem și aportul actualului ministru în agricultura Republicii Moldova. Timpul știți cum. Merge permanent în detrimentul oricărui loc. 3 ani au trecut, mai rămas un an și ceva. De doamne să mai fie încă un mandat și 23. Nu mai să vedem aportul real al Ministerului Agriculturii pentru agricultori. Dacă să o iau de la un capăt, haideți că noi zicem că la noi e greu. Vreau să îi întreb pe ăștia care cresc, care se ocupă cu pomicultura, cu viticultura, ramura zootehnică, procesarea. Vreau să întreb cum e la ei. Cum? Dacă la noi e dezastru, atât cum e la ei. Eu, pur și simplu, am văzut că noi am ajuns în asemenea situație când nu putem să acoperim cheltuielile, nu să facem profit, nu să facem agricultură performantă. Și vedem cum ministrul agriculturii de la o zi la alta schimbă declarații. Banii interziți prin lege cultivarea porumbului în sudul Republicii Moldova. Ba, nu chiar așa am vrut să zic, noi să schimbăm și asta o să se simtă la subvenționare. Nu prea înțeleg. În Transnistria aici, peste Nistru, ești porumb foarte frumos. În România, cea mai mare cultură e porumbul. Voi singur cunoașteți că la grâu noi de ani de zile nu mai avem profitul. Noi suntem bucuroși să ajungem la zero, să dăm cotașul. Floarea soarelui mai mult de 3-4 ani, nu, adică trebuie să faci o circulație 3-4 ani, nu poți o cultivi fiecare an. A rămas porumbul și acela ministrul agriculturii, în loc să găsească soluții și vă spun eu, personal, că eu sunt dintr-o zonă foarte secetoasă. Soluții sunt chiar și pentru porumb. Chiar și în 2020 și 2022 am experimentat și am văzut că se poate obține recoltă la porumb. Prima soluție, și o spun public, este îngrășământul organic. Și asta sunt fermele care noi nu le avem. De unde trebuie să vină suportul? Din partea statului. Unde sunt fermele noastre? Și dacă facem ferme, cui să vindem noi producția? Cu cine să concurăm? Cu ucrainenii sau cu românii? Dacă eu o lună înapoi am făcut un public pe pagina mea de Facebook, am făcut public cât costă un cablu, 980 de lei. În Ucraina costă 180 de lei. În Belarusia costă 150 lei. În Italia costă 18 lei, 2 bucăți de cablu. Ce măsuri s-o luat? Iată, ce măsuri s-o luat? Cine s-o sesizat? Public am făcut-o, o văzut o țară întreagă, sute de mii de oameni. Păi cum noi să concurăm cu ucrainenii când iau totul mai ieftin, costurile lor sunt mai ieftin? Piesele de schimb, îngrășămintele, semințele, tot absolut este mai ieftin. Și noi suntem acum puși să concurăm cu ucrainenii, noi Transnistria nu putem concura. Iată întrebarea mea. Toate produsele sunt scutite de taxa pe valoare adăugată pentru regiunea transnistreană. Dar producția din regiunea transnistreană, unde se vinde?
Это întrebare simplă către Ministerul Agriculturii. Și iau mult mai mult producție ca noi. Iată, cu asta ar trebui să ocupe Ministerul Agriculturii, dar nu cu alte lucruri. Am dus pe Ministrul Agriculturii în 2022, l-am dus în câmp la Andrei Dânga. I-am arătat că zona noastră, cei care fac tehnologia conservativă, cu minimul lucrări sau fără lucrări în câmp, au șansă în anii secetoși să obțină o roadă minim care să acoperă cheltuielile. Dar pentru asta, ca să faci asemenea tehnologie, este nevoie de tehnică care, cel puțin tractorul trebuie să aibă 300 de cai, semănători care costă foarte mult. Ce am propus încă la începutul mandatului de ministru, domnului ministru Bolea, i-am spus, este programa Micagro, este programa 2KR, care noi toți procurăm tehnică pe 3 ani de zile. Dar să cumpere asemenea tehnică scumpă pe 3 ani de zile e foarte greu, mai ales când prinzi un an de secetă. Și am propus ca să mărească anume pentru asemenea tehnică pe 7 ani. Să luăm povara asta, ca să nu ne mai ducem atâta la bănci, să ne închinăm și să plătim câte 20% dobânzile. Nu s-a făcut lucrul ăsta. Mai ușor interzici porumbul decât să găsești soluții. Soluții sunt. Dar trebuie să înțelegi ce se întâmplă în timp. Din păcate, și cu cerințele astea pentru AIPA, care au cerut certificatele astea cu codurile catastrale încă în 2022, da, domnul Ion? Ne certam aici la domnul ministru și demonstram și arătam că este un nou sens. Nu poți, pentru că noi ne zbatem pentru aceea ca să consolidăm terenurile și facem schimb de terenuri ca să prelucrăm mai ușor și până la urmă ce faci, domnul nostru? Trebuie fiecare număr cadastral. Trebuie să înregistrați cu contractul de schimb și așa mai departe. Păreri de rău, eu îmi dau seama că de lui Tabar n-are ce se întâmplă în Agricultura Republicii Moldova. Și odată cineva o să trebuiască să răspundă pentru dezastru care se creează. Nu mai vorbesc de monopolul exporturilor cerealilor. Alexandru Brânză a spus clar, în față a spus domnul ministru, la Sculeni, la satul Sculeni, raionul Ungheni, satul Sculeni, raionul Iași sau regiunea Iași, la noi 2,70 lei grâu, în partea cealaltă 8 km diferență, 4 lei grâu. Cum? Iată cum? O venit vine recolta, mulți au intrat deja cu combinile în câmp la Floarea Soarbă. 6,50 lei, ăsta-i preț. 2,40 lei la porumb. 15 ani înapoi a fost prețurile astea. Dar cei care au ridicat prețurile la piese, schimb, la input și la tot, care consumăm noi. N-o dat înapoi absolut deloc. Iată cu asta trebuie să ocupe Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței să tragă la răspundere. N-am văzut pe nimeni. Problema că le frică că agricultorii să îmbogățească, dar noi banii nu o să-i scoatem din țară, ca cum fac companiile transnaționale. Noi oricâți bani am face, noi o să investim, că așa suntem noi agricultori. O să facem ferme, o să investim, o să creăm locuri de muncă, procesare și așa mai departe. Banii toți aici în țară o să-i cheltuim, o să-i băgăm în economia națională. Atât am vrut să spun, eu cu multe am să spun, dar când mă supăr prea tare, atunci mai spun mai multe. Dar am zis că nu o să mă enervez. Așteptăm Ministrul Agriculturii să poate o să aibă curaj să ne dea explicații. Ministrul Agriculturii, oricare, prim-ministru, oricine. Noi suntem dispuși să discutăm cu oricine. Mulțumim încă o dată pentru cei care au venit și cei care stau acasă, să știți că o să ne coste pe toți, inclusiv și cei care stau acasă. Indiferența o să ne coste pe toți. Gracias.